Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nominat episod de pe acest nominat canal. În acest nominat episod vom începe să jucăm cu Bill. Dar înainte de asta vă voi lăsa aici secvența în care am dat Prestige 3 pe Dwight, cum puteți vedea. Eu am făcut roșii de fața însângerată. Iar acum să cumpărăm Springburst-ul din Shrine. Facem rost de 200.000 de puncte. Și aș vrea să-i fac level 15 lui Bill. Level 10. Vedem ce parcă avem. Avem Barrow Time. Nu, vreau adrenalina. Barrow Time o să mi-l dea și la level 2. Pentru 3, skip 8, foarte bun. Avem Barrow Time level 1, next hit și level 12, unde avem aici, un Septic Agent, da, Septic Agent, Triple, și ceva pentru o hartă. La level 13 avem Barrow Time level 2, ceva pentru lanternă foarte bun. Level 14 Self-care level 1. Vreau asta de puncte. Level 15. Avem Unbreakable. Cu parcul acesta te poți ridica singur din stabilă pe la de moarte sau level 16, vedem ce avem. Avem Premonition. Și Thunder la level 17 vom avea da, Dark Sense. Aș vrea să bagăm ceva puncte și în domnul Ray. Am level 28 pe el și aș vrea să-i cumpăr aș vrea să iau Iron Grip. Dar vreau și asta. Cu offering-ul acesta pot juca cu The Shape fără Adam-ul sau ceva. Și da, am făcut rost de parcuri destul de bune pe el. Am Deerstalker level 3. Îi pot vedea pe cei de pe jos controlați de 36 de metri. Avem Unrelenting care mă ajută să-mi revin după o lovitură ratată mai ușor. Și Iron Grasp level 2 care mă ajută, le ia mai mult survivorilor să, nu știu, să scape de pe umărul meu. Și Hex Devour Hop la 5 survivor salvați de pe hook îi pot omorâ cu mâna mea. Deci nu am nevoie de Memento Mori. Și avem aici să jucăm cu The Shape și să jucăm cu Freddy Krueger. Cred că în episodele următoare voi face. Acum, aș vrea să joc cu Unbreakable și cu Decisive Strike. Am primit o lanternă la level 10 și mai aveam încă una. Am făcut o zi căutând într-un chest. Aș vrea să-mi pun un first aid kit, niște bandaje și acestea pentru heal. Voi pune offering-ul acesta pentru 25% din fiecare categorie. Parcă aș pune Springburst și la nivelul 20 aș pune Unbreakable și după aia la 25 aș pune Self-care. Nu știu, mă mai gândesc până aș juca și cu Barrow Time. Aș juca cu
Și voi reveni din meci. Și am revenit din meci. Și am revenit din meci. Și sunt obsesia și killerul are Dying Light level 3. Asta înseamnă că mă va căuta pe mine primul să mă omoare. Și odată ce mă omoară, ceilalți supraviețuitori vor repara mai greu. Și cam mai trebuie să faci forță așa. Și am uitat să vă spun, e fericit, fraților, Crăciun fericit și toate cele. Video-ul ăsta știu că ar trebui să apară luni, dar o să-ți mari. Bubuiel, te rog. Așa, bun. Să mergem în basement să căutăm în cufăr. Poate găsim un medkit. Și am un ritual de... în care trebuie să scap cu un item. Am încercat să fac asta aici. Înainte să filmez, dar n-am reușit. Și sunt un medkit ce avem nevoie. Și după cum vă puteți da seama, după vocea mea sunt răcit. Am nasul înfundat. Dar foarte tare gâtul. Un medkit de unică folosință. Se repară în generatorul acesta. Mă scuzați. Da, am dat generatorul. Și mai am puțin să fac level 2 de build. Am mai jucat două, de fapt, în afară de match-ul ăsta, am mai jucat vreo două mai devreme. Iar Sidious a avut Bloody Party Streamer și am și scăpat și am făcut câteva puncte și i-am adus lui Bill level 19, mai am de cumpărat ceva și îi voi face level 20 și voi pune și Celestial sau Streamer. Posibil să-i pun Celestial, e de mare ajutor. Dar și Spirit Burst-ul este foarte bun. Restul echipei, de fapt, unul cred că este fugării de killer de acum pentru că n-a ieșit din lumea viselor și ceilalți doi sper să repare un generator. Eu să-l repar pe acesta și să scăpăm. Și ce-am găsit? Nu știu de ce, de ce nu mă omoară. Da. Ar trebui să mă omoare pe mine. Sau măcar să lăgați. Pentru că sunt tot ce are parcul ăla. Și dacă reparăm generatoarele, e degeaba. A, nu știu dacă Freddy. Ia-l scăpat. Să reparăm cu această nea.
Da, și cred că are părțul acela de ceva. Ar trebui să caut unul cu păr. Am nevoie de un item pentru punctul. Și e pe jos. Tot am trebuie curățat pentru puncte. Și developerii au anunțat că în câteva zile vor organiza un eveniment cu puncte duble. Abia aștept. Cred că în acel timp voi face și eu prestige, voi face prestige și pe Bill, dar cred că o să-l încep și pe Dwight să-i facă level 50. Să-i adun câteva parcuri. Și după ce l-aș termina pe Dwight, adică i-aș face level 50, i-aș face lui și lui Rave prestige 1 sau 2. De fapt i-aș face prestige 3, dar pentru început cred că o să mă mulțumesc cu 1. Îl campează. Hai mai. Nu vreau să fac lucrurile astea. Hai mai să dau heal. Vrea cu mine. E pe jos. Și îi campează în basement. Cam nasol de ei. Mă voi duce și eu. Ok, nu, și aveam nevoie de un item. Băi, dar pleacă. Asta e ceva de genul, pleacă. Pleacă. A, nu poate să... Mai era o Claudia, a. Și ea era acolo. Mă uitam ca termina de reparat generatorul de mai devreme. Ha. Mi se pare că e moartă deja. Ce dubios fac cu vacile acestea. Sau nu e mort? Îl găsesc așa. Hai să reparăm. Și apoi mă voi grăbi la mea. Deja am punctele, am full în categoria de obiectiv, parcă. Nu. Hai, heal.
acolo. Am o presimțire că o să aibă no one escape there. Am nevoie de un item. Mai am decisiv. Te rog, repar. Nu cred că voi scăpa din aici, dar... Am văzut că am tot putele. Claudia cred că va deschide, va repara ultimul generator și va scăpa. Nu cred că mă va salva. Aveai o foarte pică spate. Și da, are Hex. Nu a neschip. Ne văd că de-am stat. E acela luminat. Momentul meu preferat din mine. Trebuie să apeși de să fac un și după meciul ăsta pot să fac level 20 pe Bill. Abia aștept, îi voi pune... self, chiar îi voi pune și... Va fi mai bine, mai rău, nu știu. Mă gândesc între self-care și primer. De aștept să fac level 25 pentru că se pune mult. Cred că avea parcul acela pentru obsesia. De deci, ori lovești obsesia, pentru că fiecare lovitură poartă primește 5 secunde de obsesie. Nu sunt sigur dacă l-avea, dar mi s-a părut că dura cam mult să deschid de acolo. Voi reveni și din al doilea meci. Și am revenit și în al doilea, și am revenit și din al doilea meci. Iar Freddy. Nu-mi place killerul ăsta deloc. Bine măcar că nu mai are ceva perk pentru obsesie fair. Și am făcut level 20 și acum pot pune, am putut pune și self-care level 1, dar e bun. Momentan văd că nimeni nu s-a întâlnit cu adult. Da, mor, nu știu de ce vota. Mă reparăm generatorul acesta, mă văd că de casa mai din mijloc. Vreau să găsesc un cufăr, de preferat cel gen de aici. Să găsesc
orice Python, o cutie, o cutie, nu știu, o cheie poate, dar sper să nu fie din aceea stricată pe verde. Poate o lanternă, da? Și o lanternă, da. De ce nu se vede killerul? Nu știam asta. Nu știam că parcul ăsta ne permite, mai ales la nivelul ăla, ne permite să... Unde e? Acum te văd. Am breakable level 1, mă va ajuta să-mi dau recover mai repede, dar mă pot ridica și singur, o singură dată într-un match. Am început să curăț acel totem. Fugi. Du-te să o salvezi. Da. Încerc să putem. Nu mi-aș folosi Unbreakable sau nu mi-aș folosi Recovery, but l-aș păstra pentru altă ocazie. Să ridicăm. Am apăsat, am apăsat, m-am... Măcar am decisive-ul sau nu o să fie schema cu lanternă. Am ratat și decisive-ul. Am impresia că nici nu știu, să nu voi scăpa. Oh.
Ce bun ar fi barotai, mă, în unul moment. În, da, în unul moment. Hai. Da, mod. A, da, 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 am uitat, da. Deci, cam atât pe acest episod. Pot să spun. Și, la data viitoare, să fiu fericit.